Alin Sălăjan și Camara, replici acide în mediul online. Ce și-au reproșat cei doi? Alin Sălăjan a părăsit Survivor România 2021 din cauza unor probleme medicale. De-a lungul competiției, războinicul a avut mai multe dispute cu Musti, iar cei doi și-au adus acuzații grave. De la întoarcerea în țară, Alin Sălăjan a continuat să facă dezvăluiri despre ce s-a întâmplat, de fapt, în Republica Dominicană. Pe pagina sa de Instagram, fostul concurent a postat un videoclip cu Camara, fratele lui Musti, în care au vorbit despre emisiune și certurile dintre războinici. Între cei doi au existat mai multe momente tensionate, în care au ridicat tonul unul la celălalt. Alin Sălăjan a adus în discuție din nou faptul că Musti l-ar fi amenințat că îi rupe picioarele, însă momentul a avut loc în spatele camerelor de filmat. Camara l-a acuzat pe războinic că minte în legătură cu aceste acuzații. Alin Sălăjan, eu cred în continuare că fratele tău, cât am stat eu, 6 săptămâni jumate, a creat haos acolo și a creat multe certuri. Asta este părerea mea. Toți cei care au ieșit nu îl plăceau deloc pe Musti, după ce am avut tensiunea cu patul, Musti mereu venea și se lua de mine. Se leagă de orice. M-a certat într-o seară că fac ceva intenționat și a venit dimineața reporterul și mi-a zis că de ce ne-am certat. Eu m-am dus și mi-am cerut iertare pentru un lucru pe care nu l-am făcut intenționat. Camara, agresiunea din ton și agresiunea verbală la adresa colegului tău nu este corectă. Nimeni nu a ieșit până acum din concurs și să facă ce faci tu. Alin Sălăjan, îți spun eu ce înseamnă agresiune verbală, care s-a văzut la televizor. Fratele tău m-a făcut nesimțit și am martori. Fratele tău m-a amenințat că îmi rupe picioarele, asta înseamnă agresiune verbală. Camara a răbufnit la adresa lui Alin Sălăjan, astea sunt poveștile tale. Camara îi ia în continuare apărarea fratelui său. Celebrul cântăreț îl acuză pe Alin Sălăjan că nu are nicio dovadă care să susțină afirmația că a fost amenințat de Musti. Războinicul l-a asigurat că și alți concurenți pot confirma că a fost amenințat. Camara, și în momentul ăsta ce faci tu cu mine e agresiune verbală. Sunt nedevăruri. Sunt lucruri care nu pot fi probate. Cum se face că și tu și Rox, și Marilena v-ați luat de Musti și Dumnezeu v-a dat de v-a accidentat? Astea sunt poveștile tale. Eu nu sunt de acord. Nu s-au văzut nicăieri. Eu pot să zic că în culise tu m-ai amenințat că îmi tai gâtul dacă nu vorbesc frumos cu tine. Mi-ai pus cuțitul la gât și mi-ai zis, Camara, dacă nu vorbești că sunt un băiat extraordinar, îți tai gâtul. Și eu pot să zic asta, nu. Alin Sălăjan, la mine sunt martori, care o să confirme.